Tatăl este după gratificare, dosar penal. Teodora, fata cea mare a lui George Becali, a lovit cu mașina un bărbat care traversa strada departe de trecerea de pietoni. S-a întâmplat în București, iar pietonul a avut nevoie de îngrijiri medicale. Când a aflat cine era la volanul jeepului care l-a accidentat, victima a făcut plângere la poliție. Tate! Ai fete frumoase, Vini! Cele mai frumoase avere ale lui Becali sunt cele care îi poartă numele. Fata cea mare, Teodora, e cel mai nou șofer din familie și deja are probleme. Cine a făcut ca să dea lacrimi copiilor mei? Acum aproape două luni, Teodora conducea jeepul tatălui său pe o șosea în cartierul Pipera. Era în coloană când i-a apărut în față un pieton beat, care a decis că nu mai are nevoie de zebră ca să ajungă pe trotuarul opus. Bărbatul de 37 de ani s-a oprit pe capota bolidului condus de fica lui Becali. În urma accidentului, bărbatul a fost rănit ușor și a necesitat îngrijiri medicale la fața locului. Dacă merg încet, nu vă grăbiți să vă împiedicați. Nici fica lui de 19 ani nu ar fi avut viteză în momentul accidentului. Însă victima de pe șosea a decis că vrea dreptate și poate bani. Aflând că șoferița care l-a accidentat provine dintr-o familie cu avere impresionantă, bărbatul de 36 de ani a depus plângere împotriva ei cu intenția de a obține despăgubiri substanțiale. Astăzi, Teodora a intrat tot cu mașina pe poarta vilei din Pipera, dar n-a mai stat la volan, ci pe scaunul din dreapta mamei ei. Vecinii au cunoscut-o pe fata latifundiarului și noua ei postază de șoferiță și au numai cuvinte de laudă. Cum conduce? Foarte, foarte liniștit, fără viteză, foarte atentă, foarte prudentă. Eu cred că îi pare rău, dar nenorocirea vine. Nenorocirea fetei lui Becali ar putea trece după ce bărbatul lovit va depune la dosar rezultatul expertizei medico-legale. În funcție de acesta, anchetatorii vor decide dacă Teodora ajunge în instanță.